Dacă în urmă cu un an, întâlnirea câtorva împătimiți colecționari de magnetofoane, pick-up-uri și accesorii muzicale reprezenta mai degrabă o joacă sau un moft, anul acesta colecționarii aparaturii de înregistrare și redare a sunetului au dovedit că acțiunea lor poate deveni una mai amplă și cu frecvență anuală. Vă așteptăm aici și vă promit că va fi din ce în ce mai frumos, e doar începutul, doar a doua ediție. Anul trecut am organizat o ediție, așa să vedem cum se simt oamenii care sunt alături de noi. Ne-am simțit foarte bine anul trecut, anul ăsta, de data asta, va fi un show incendiar. Avem și niște concursuri pregătite pentru dumneavoastră. Vineri 13 septembrie 2024, la a doua lor întâlnire, posesorii obiectelor atât de agreate au dovedit că nici măcar distanța fizică care îi separă nu poate reprezenta bariera opritoare a inițiativei lor. Așa că la acțiunea organizată la restaurantul Giurgiuvean la Ponton au fost prezenți nu numai iubitori ai muzicii anilor 70-80 din Giurgiu, Prahova, Sibiu sau Bihor, ci și români din străinătate veniți special în țară pentru evenimentul de la Mal de Dunăre. Gabriel este un exemplu în această situație. Anul trecut a fost o joacă, am vrut să avem o seară în care să putem asculta muzica de calitate a anilor 70-80, anii noștri, iar anul ăsta s-a organizat, o să se vadă frumusețea evenimentului. Clar, venim pentru calitatea muzicii, dragostea de a te întâlni cu prietenii care ascultă, au aceleași preferințe muzicale, aceleași aparate, ascultăm muzica numai analog. Lui Gabriel Bulichi, unul dintre organizatorii evenimentului de la Giurgiu, i-au stat alături bihoreanul Gheorghe Suciu, cel mai mare colecționar de magnetofoane din rândul celor prezenți, Gabriel Mihai, administratorul restaurantului ce a găzduit evenimentul și el colecționar de magnetofoane, dar și Cătălin Veveriță, cunoscut DJ giurgiuvean și vechi deținător de aparatură electronică și viniluri. Toți au găsit de cuvință că dacă în țară mai există manifestări similare, și la Giurgiu trebuia să apară una identică. Pasiunea a rămas neschimbată, intactă. 11 mai 1971 este ziua care mi-a schimbat destinul. În acea zi, tatăl meu și-a cumpărat un magnetofon Tesla B46 și culmea m-a lăsat să umblu la el ca să nu-i stric. Și mi-a băgat virusul. Și s-a terminat aici. De aici viața mi s-a schimbat. Muzică, facultate, iar muzică. Atât pentru satisfacția împătimiților colecționari de aparatură pentru înregistrarea și redarea sunetului, cât și pentru plăcerea tuturor celor prezenți la eveniment, s-a reconstituit atmosfera din discotecile de altă dată, muzica anilor 70-80 de secol trecut fiind cea preponderent ascultată. Și fără prezența DJ-ilor, care au făcut artă din mixajele realizate, distracția nu ar fi atins cotele scontate. S-au întrecut la pupitre giurgiuvenii Relu Florea, Cătălin Veveriță și orădeanul Gheorghe Suciu, acesta din urmă fiind renumit la nivel național pentru colecția sa de magnetofoane care numără circa 270 de piese, de acest fel, toate în stare tehnică impecabilă. Take a la playa, the beach will be the arena, for all to play with tonight.